Hai noroc! 16 pariori v-am pregătit pentru azi și mâine, recomandări în care predomină selecțiile din campionatele nordice. În prim plan însă ultimele 3 partide ale rundei de debut din liga noastră, din Liga 1. Azi avem o confruntare extrem de interesantă la Arad între UTA și renăscuta Farul Constanța. Mizez pe un meci cu cel puțin 2 goluri în jocul ce aduce față în față 2 dintre pretendentele la play-off-ul noului campionat. Seara asistăm la revenirea rapidiștilor în Liga 1, partidă grea însă pentru albvișinii în runda 1 contra Chindiei, una dintre surprizele plăcute ale campionatului anterior. În Rapid Chindia mizez pe o remiză la pauză sau la final. Trecem la treabă, UTA Farul peste 1,5 goluri, cotă 1,42. Mergem mai departe cu Rapid Chindia, pauză sau final X, cotă 1,63. În Danemarca, dragii mei, joacă astăzi Copenhaga și Brøndby, două dintre marile favorite la câștigarea titlului. Meciuri din primele două ligi în Norvegia. Pe 6 dintre aceste jocuri o să pariez și eu. Încep cu Copenhaga Aalborg, 1X și peste 7,5 cornere, cotă 1,71. Continuăm cu Aarhus Brøndby, peste 1,5 goluri și peste 7,5 cornere, cotă 1,64. Lillestrøm Mjölde, X2 și peste 1,5 goluri, cotă 1,52. Hoggesund Vålerenga, peste 9,5 cornere, aici avem o cotă de 1,47. Strømsgodset Stabæk, peste 1,5 goluri și peste 8,5 cornere, cotă 1,55. Orebro Hammarby, X2 și peste 1,5 goluri, cotă 1,45. Tromsø Rosenborg, un alt meci, X2 și Rosenborg marchează cu o cotă de 1,60. Fredrikstad Brine, ambele înscriu, cotă 1,57. Ajungem, dragii mei, și la ziua de luni, unde investesc pe confruntări din Suedia, Coreea de Sud și din Brazilia, însă tot prima ligă internă ne propune duelul cel mai atractiv. Joacă Dinamo, formație total nepregătită să demareze în noul sezon. Nu-i văd deloc bine pe câini, cel puțin în primele etape ale campionatului și implicit în meciul de debut cu FC Voluntari. Dinamo așadar, FC Voluntari, X2 și peste 1,5 goluri, cotă 1,54. Continuăm cu Silkeborg Sandnes, peste 1,5 goluri și peste 7,5 cornere, cotă 1,49. Djurgården Sirius 1, aici avem o cotă de 1,40. Orgrite Vasalund, peste 2,5 goluri, cotă 1,90. Seul Gimcheon 1X, cotă 1,42. America MG Sport Recife, peste 1,5 goluri, cotă 1,54. Acestea sunt pronosticurile mele pe duminică și luni. Nu uitați că pentru toate evenimentele majore programate zi de zi în orice sport, găsiți informații, pronosticuri și analize detaliate pe pariunx2.ro. De departe, spun eu, cel mai bun site de analiză și de predicții sportive din România. De asemenea, vă invit ca de luni dimineața să vă plasați predicțiile într-o nouă etapă din Super 12. Indicați corect toate cele 12 rezultate și luați în banii 10.000 de lei cash pe săptămână, fără taxe, fără depunere și fără rulaj. Vă mulțumesc! Hai noroc!